Toate serviciile medicale prestate de spitalele private vor mai fi decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Banii care nu vor mai fi dați spitalelor private vor fi folosiți pentru creșterea finanțării mai multor spitale strategice care asigură peste 70% din cele mai grave cazuri medicale din România. Spitalele care vor primi bani în plus de la buget trebuie să respecte mai multe condiții. Una dintre ele este ca pacientul să nu fie primit cu medicamente de acasă, cu atât mai grav, dacă este trimis să-și cumpere medicamentele pentru tratament. Dacă totuși acest fapt se întâmplă, atrage după sine sancțiuni drastice aplicate spitalului. Spitalul Județean de Urgență Giurgiu, conform spuselor managerului Mihai Petre, ar trebui să se afle pe lista spitalelor care vor primi bani în plus de la buget. Spitalul de la Giurgiu întrunește toate condițiile pentru a primi suplimente financiare. Cât despre medicamentele aduse de pacient? Ați fost nevoită să cumpărați medicamente de la farmacie, pe care nu le-au avut pe secție? Nu a fost cazul, niciodată. Deci am mai avut probleme cu fetița și cu băiețelul și nu a fost cazul niciodată să cumpăr medicamente personal. Deci mi s-au administrat de la spital. Deocamdată nu ne-a prescris niciun medicament ca să ne ducem să-l cumpărăm de la farmacie. Dar probabil dacă aveam nevoie, îl cumpărăm pentru copil. Vă dați seama că nu puteam să lăsăm și să nu îi cumpărăm medicamente. Nu, niciodată nu mi s-a cerut să cumpăr medicamente, ba din contră. Am fost foarte bine tratați, îngrijiți, pansați la timp, schimbați la timp, că aici majoritatea sunt nedeplasabile. Nici o pastiluță. Suntem foarte mulțumiți, așteptăm să ne facem bine. La Spitalul de Urgență Giurgiu, pe lângă serviciile aduse de personalul medic al bolnavilor, lucrurile merg mai departe de atât. Sunt oameni săraci care ajung pe patul spitalului, dar când trebuie să plece acasă, nu o pot face, fiindcă nici măcar bani de drum nu au. Nu puține au fost cazurile când personalul medical a pus mână de la mână dându-le bani pentru drumul către casă. Care este situația medicamentelor în spitalul de la Giurgiu? Da, în Spitalul Județean de Urgență Giurgiu, în general, avem medicamentele, să zic așa, în procent de 99% în permanență asigurate pentru pacienții de aici, nu numai medicamentele, internați și materiale sanitare, soluțiile perfuzabile, toate materialele sanitare sunt le avem în permanență în spital. Au fost, cu mici excepții, a existat lipsa unor medicamente, cum ar fi cordaronul sau propafenona, pentru că nu se găsesc la nivel național. Adică cel care a câștigat licitația prin SEAB n-a mai putut să ne onoreze la un moment dat. În momentul de față chiar nu avem cordaron și propafenona, pentru că cordaronul de-abia se importă la sfârșitul lunii februarie, așa ne-a informat Ministerul Sănătății, iar propafenona încă nu se mai fabrică la noi în țară și nu se știe când se va relua aprovizionarea. Pentru ce afecțiuni sunt cele două medicamente? Sunt pentru inimă. Propafenona și amiodarona sunt pentru tulburări de rin grave de cord. Se pot înlocui? Nu se pot înlocui. Tocmai aici e problema. Deci noi nu putem să trimitem bolnavii să cumpere, pentru că aceste medicamente nu există nici în farmaciile cu circuit deschis. Ele nu există la nivel național. De aceea nu le avem. Și când altfel, se restul de medicamente, administrarea acestor medicamente? Încercăm să facem alții, dar nu au aceleași efecte. Folosim alte metode, alte antiaritmice, dar care nu sunt la fel de eficiente ca acestea, sau terapia electrică, șocul electric, pentru a trece bolnavul, a converti tulburarea de ritm în ritm sinuzal. Cu această problemă se confruntă toate spitalele? Toate spitalele din România se confruntă cu această, da. A fost o perioadă de timp când n-a existat nici anticoagulant, heparina cu greutate moleculară ordinară, dar acum avem heparina, s-a reluat administrarea ei de către Ministerul Sănătății, de către Unifarm și sperăm că aprovizionarea să fie și mai bună în continuare, pentru că se preconizează ca o serie, majoritatea medicamentelor, materialelor sanitare, carburanții, printr-o ordin pe care l-a dat ministrul, să fie licitație națională. Și atunci sperăm că șansele sunt mai mari de și serviciul de primiri urgențe Da, serviciul de primiri urgențe, unitatea de primiri urgențe, că unitatea de primiri urgențe avem noi fiind Spitalul Județean de Urgență, are chiar tot, chiar mai mult decât are Spitalul Județean, pentru că ei au și nevoie de medicamente de mai mare, de urgență în proporție mai mare decât cele uzuale de pe secții.
probleme se confruntă spitalul? Problemele cu care se confruntă spitalul în momentul de față este sub finanțarea, pe care o știm veche, dintotdeauna a fost și acum. Faptul că Casa de Asigurări Sociale de Sănătate încheie contract cu noi pentru furnizare de servicii decât bani are. Deci posibilitatea noastră de a furniza servicii este mult mai mare decât cumpără Casa de Asigurări Sociale de Sănătate Giurgiu, să spunem. Și atunci asigur că noi facem multe servicii peste plata pe care ne-o face Casa de Asigurări Sociale de Sănătate Giurgiu, servicii care rămân practic din buzunarul Spitalului Județean. Nu le mai plătește nimeni aceste servicii. Ne referim la foarte mulți oameni care vin ca și urgență, la foarte mulți oameni care nu sunt asigurați, la cazurile sociale pe care nu le plătește nimeni. În lumea civilizată există servicii sociale pe lângă primării care plătesc unităților sanitare, care asigură aceste servicii, decontează aceste servicii. Noi nu avem acest lucru și totdeauna una dintre deci marile probleme de care m-ați întrebat este subfinanțarea. A doua problemă foarte mare este faptul că spitalul a fost făcut ca bloc materno-infantil proiectat și dat în folosință, mă refer la spitalul nou, că faptul că spitalul e pavilionar iar este o problemă, nu este bine că este pavilionar, iar spitalul nou a fost proiectat ca bloc materno-infantil și el a fost modificat în așa fel încât să fie spital județean de urgență, dar modificarea nu este cea mai bună, cea mai de dorit, pentru că nu se pot respecta toate circuitele așa cum ar trebui. De dorit ar fi construirea unui spital nou, oricâți bani am băgat noi în acest spital și am băgat foarte mult și am reabilitat mult și am făcut mult în ultima perioadă de timp, dar nu va avea niciodată aspectul unui spital județean proiectat de la început a fi ca atare cu toate secțiile posibile. Și o altă problemă foarte mare este problema personalului. Deci problema resurselor umane. Știm foarte bine că și la nivel de țară există criză foarte mare de specialiști, foarte mulți au plecat în străinătate, foarte puțini vin la Giurgiu și vin la Giurgiu nu numai pentru că Giurgiu e aproape de București, dar își găsesc în sistemul privat de a lucra pentru salarii mult mai mari decât la noi în sistemul de sănătate public, așa. Și duce în criză mare de specialiști, așa cum duce și țara. În primul rând de ateiști, de terapie intensivă, de anatomopatologi, de medici legiști, de traumatologie, ortopedie, de neurologie. Criză foarte mare. Am spus de foarte multe ori, le spuneam colegilor mei, că o să ajungem să facem un platou tehnico-răspunzător și ia că am ajuns să avem computer tomograf și aparat de rezonanță magnetonucleară, săl de operație moderne cu tot ce trebuie și o să avem aparatură, dar nu să aibă cine lucra cu ea. Și am ajuns aproape acolo pentru că ducem foarte mare lipsă de specialiști, mai ales în anestezie, terapie intensivă și în imagistică, radiologie imagistică, adică specialiști care să lucreze. Avem două aparate ultramoderne și un singur specialist care să lucreze cu așa ceva. Este peste măsură. Noi avem radiologi, avem 5 sau 6, dar înainte exista specialitatea de radiologie fără imagistică, iar singurii care au apărut după 1998 au făcut imagistică și radiologie. Deci ceilalți n-au competențe, radiologii mai vechi, mai bătrâni, să spun așa, n-au competență să lucreze pe RMN și pe CT. Și atunci așteptăm, avem într-adevăr, n-am stat cu mâinile în sân, am făcut politică sanitară permanentă de a ne aduce specialiști și avem 4 rezidenți în anul 5 de radiologie imagistică, care probabil că peste un an de zile o să vină la locul de muncă și cu 1-6 atunci putem respira ușor și putem să facem o medicină așa cum ar trebui să facem. Deci subfinanțarea, resursele umane și aspectul pavilionar al spitalului. Astea sunt marile probleme. Dacă vorbim despre resursele umane, de ce nu vin medicii către Giurgiu, domnule director? Păi, nu vin către Giurgiu din mai multe motive. Unul, că găsesc foarte mulți. Deci în specialitățile unde sunt puțini specialiști, necesarul de specialiști în București este foarte mare. Și atunci găsind în București, sunt spitale de grad mai mare decât Giurgiu și au un salariu mai mare, chiar la stat. Deci comparativ, salariul într-un spital județean este mai mic decât într-un spital universitar sau un spital de institut, cum sunt cele de la București. Iar Giurgiu nu are nici, să zicem așa, medicină privată foarte slab reprezentată la nivelul unor cabinete, nu are spitale, nu are secții, iar București are foarte mult și absorb pe de-o parte marile clinici universitare din București, absorb specialiștii din specialitățile precare cu medici mai puțin, plus privatul din București. Asta e unul, că îți găsesc loc de muncă acolo și majoritatea sunt de acolo, da? Și al doilea lucru este că au un salariu mai mare acolo.
Și al treilea lucru, au și posibilitatea executării un act medical superior, pentru un platou tehnico-răspunzător superior nou. Ați vorbit despre computerul tomograf, da, atât de așteptat. Da. Cine se ocupă acum? Cine deservește? V-am spus, avem un singur medic, dr. Țăionescu Carmen, care este și șeful laboratoriei de radiologie imagistică. Ea este singura care are competență pe computer tomograf și mai avem 5 rezidenți care vor veni la sfârșitul anului acesta când termină specialitatea de radiologie imagistică. Restul de radiologi care fac serviciu de gardă, că avem gardă în imagistică radiologie, au competență pe radiologie și ecografie, dar nu pe rezonanță magnetică și nici pe computer tomograf. Deci este singura care poate să dea verdictul, care poate să... Sigur că tehnicianul poate să facă investigația respectivă, dar interpretarea nu poate face decât un om care are competența necesară. Și este singura care poate să dea competența necesară, să dea rezultatul necesar. Pentru asistații sociali sau persoanele Așa. Care vin la urgență da. Și nu le suportă nimeni costurile medicale, ați încercat un dialog cu primăria orașului? Sigur că da. Sigur, în nenumărate rânduri, și cu primăria, scuri. Și cu Consiliul Județean, și cu... Sigur, mă rog, au fost atenți cu noi, au spus că o să-l fac, dar nu este legal, mi se pare că nu există legislația respectivă în care să existe un asemenea serviciu la nivelul primăriei care să aibă un buget pentru acești asistați sociali care să-l verse unităților sanitare care asigură aceste servicii medicale. Poate... Deci, până la urmă, totul este de la noi. Este din bugetul Spitalului Județean, buget care este cu autofinanțare. Da. Fiind autofinanțare, noi ne vindem serviciile medicale care le putem acorda pacienților reprezentați prin banca care se numește Casa de Asigurări Sociale, numai că această bancă nu ne cumpără toate serviciile cât le putem acorda noi. Că dacă am putea să ne cumpere maximul de servicii pe care îl putem acorda, atunci poate că am avea și o mică rezervă pentru cei asistați social. Dar noi... Cei asistați social, dacă sunt urgențe, nu discutăm, știți foarte bine, prin lege trebuie să-i primim, le acordăm toată asistența medicală gratuită la nivel de unitate de primire urgențe și chiar internare dacă e nevoie. Problema cea mai mare este când îi externăm, unde îi ducem. Da. Asta e o altă mare problemă, pentru că de obicei n-au locuință, n-au domiciliu, n-au documente, n-au acte și ne chinuim cu asistenți sociali, cu primărie, cu identificare, cu... refacerea unui buletin de identitate, a unei cărți de identitate, cu primarul respectiv, că normal ar trebui să-l reia pe raza comunei unde s-a născut sau unde a domiciliat înainte, chiar dacă nu mai are acte, dar foarte greu. Și uneori stăm cu bolnavul în spital și 2 luni, și 3 luni, și 6 luni, și un an am stat. Practic îl reintegrați în societate. Exact, noastră. Exact.